Și acum, dragii mei, vom cunoaște povestea unuia dintre cei mai autentici și îndrăgiți ciobani din satul mare. Urmează momente de reîntoarcere în lumea păstoritului de altă dată. Anul 2022 secetos. A fost foarte secetos, doamnă. Foarte secetos. Zona aceasta, satul mare. Foarte secetos. Oițele mele, uita ce nevastă mea, n-aveau ce mânca, aveam aici doi plopi, fugeau la frunză. Ați cumpărat, nu? De la ceilalți. Am cumpărat și totuși asta este problema, că am cumpărat și acum zice APIA, de ce n-ai făcut factura? Acum, omul la care are un hectar de teren și n-avea factură și l-am făcut și lui bine să-i cumpăr porumbul ăsta și lui să-i cumpăr porumbul și mie să-mi animalele. Acum mă ia la mână și de ce n-ai factură? Bă, omule, ce ai cu mine, mă, păi bine că... No. Se spune că dacă n-ar exista piața arabă, acum... Exact, zi, dacă n-ar dacă n-ar fi... Dar există sector, da, la noi în țară. Noi ce facem cu mielul nostru? Ce să facem, doamnă, că eu mai de mult cu tata și cu bunicul meu vindeam miei în Aiud. Piața arabă cum vă ajută ca să supraviețuiți ca și fermier? Piața arabă ca fermier ne ajută, nu pe mine, pe domnia care are multe ferme și are 20.000 de ei și 30.000 de ei și 100.000 de ei. Eu am 2.000 de ei sau 1.000 de ei și ea până la 10.000. Eu nu pot să mă duc la piața arabă să fac contra cu el. Dar mă bucur de Stan, de Bran, că îmi dau și o mărfuța mea la ăla și el știe ce face mai departe. Deci, aveți și procesarea laptelui, nu? Produs. Da, procesarea laptelui. Că o faceți tot aici, la Zica, exact aici facem procesarea laptelui. Ce produceți? Telemea mea de oaie. Nu mai vorbim de urdă, de caș. De ciudră, caș. Facem și caș caval, și caș dospit. Unt. Și unt e foarte greu cu untul, om. Eu cu l-am crescut, iertați-mă. E foarte bun, foarte delicios. Nu pot să-l mai fac, nu mai primim să-l fac. Deci astea sunt produsele pe care le vindeți? Unde? Aveți magazine? Unde nu avem magazine, că nu putem. Am un nepot, 2, 3, 5 la București, care ei mă ajută. Că numai datorită lor pot să-mi vând produsele. Că dacă nu erau ei, ce făceam cu ele, doamnă? Ce rase sunt oițele? Oițele mele sunt surcană de Sibiu. Consumul de carne de oaie la noi în țară, cum ar putea să crească? Deloc. Deci deloc. Deci consumul în carne de oaie în România? Deloc. Dacă n-ar fi țările arabe, nu i-ar fi zero. Na. Câți litri de lapte produc? Ce, de la 500 de oi spre o exploatație. 500 de oi, să zicem, în luna lui mai, dă 400, 300 de grame. 400, nu? Maxim. O oaie făcut. O oaie la două mulsuri. Foarte puțin. De asta brânza e scumpă. Pentru un kilogram de brânză trebuie primăvara în mai, în iunie, 5 litri de lapte. 5 litri de lapte? Da. Pe urmă să mai reduce, că laptele vine mai gras. Chiar am avut o discuție cu APIA și cu ANAF-ul. Eu am vândut de 3 miliarde jumate animale. Oi bătrâne. În cât timp? Într-un an. Oi bătrâne, mei, ei nu m-au întrebat factura. Eu nu am factură, că eu pe CNP-ul sunt fermier mic. Ce se întâmplă? Că ai făcut, atât a venit. Ah. Ei nu m-au întrebat că oița aia, că cum ai treaba matale, cât am cheltuit. Deci aia să acopere cheltuielile pe venit. O oaie nu poți cu 200 de lei să o iernez. Un efectiv am. Și asta e viața mea. Să am oile toate cu coarnele frumoase. Și toate să fie oacișe, cum să fac ăștia buzele și ochii. Cum ați făcut această afacere? Cum a la naștere? Am început-o din tradiție. Eu am avut câteva sute de oi din moș strămoș, am avut și niște terenuri, moștenire,
Și acum cum să nu le duc mai departe? Că dacă m-ar vedea neamurile alea, că nu le-am dus, mi-ar da în cap. Ce-ar zice? Bă, Dumitre, bă, să-ți fie rușine, mă, tu le-ai beut, ce ai făcut? Și l-ați dus la Sibiu aici, bă, în partea asta de care? Bă, bineînțeles. Deci, oaia sibiană nu crescut în Carei, tot în Sibiu. Da, da, da. Și am venit în transumanță până aici. Acum mai e rău, mai e bine. Asta este. Prețul unei oi e foarte slab. Adică variază carcasă. Carcasă, a. Carcasă e 10-12 lei. Dar vii, nu le vindeți pentru ce le vindem pentru arab sau pentru un complex sau pentru un abator, le vindem cu, cât să zic, 7-8 lei. Da. Kilogramul, nu? La viu. A, la viu. La viu. A, nu-i chiar mult. Dar acum ce să facem cu ea? Să moară pe un șanț? Exact. Ne bucurăm și de ea.